Suntem de la Ditocnița și oferim serviciul flori pentru tine. Stimate domn, cunoaștem că dumneavoastră astăzi sărbătoriți un frumos jubileu. Și cu acest prilej, cineva vă oferă în dar acest buchet de flori și o tortă pentru masa de sărbătoare. Și vă întrebăm dacă intuiți cam cine ar putea fi autorii acestei surprize. Nu știu. Fără de... nu pot să vă spun și de... Ne povestiți despre familia dumneavoastră. Familia cine? Natalia, soția și... și... copiii, unul e în Rusia, nepoța este în Franța. Asta nu... Alina, cred. Fiorul a murit? Fiindcă e tare, mă iubește mult. Și mă stimează mult. Alina. Cred că e, eu știu. Poate, băieții ei, de la fată. Acuși vedeți de la cine. Ascultați mesajul care este pentru dumneavoastră. Scumpii noștri, ne pare rău că în această zi frumoasă nu suntem lângă voi, însă vrem să știți că suntem mereu cu sufletul și cu gândul la voi. Scumpul meu, unchi, astăzi e ziua ta și îți vin în dar cu cele mai sincere urări de felicitare. Vreau să-ți spun că ești cel mai scump și mai iubit unchi de pe pământ. Îți doresc să ai parte de tot ce e mai bun și mai frumos, o viață trăită în armonie, îndestulată, luminoasă, cu multă sănătate și mult noroc în toate. Mă rog la Dumnezeu să-ți dăruiască multe primăveri de aici înainte, ca să fii mereu alături de noi, pentru că mereu avem nevoie de zâmbetul tău, de sfaturile tale, de înțelepciunea ta. La mulți ani, cu mult drag semnează nepoata Alina. Micuțul Artem, nepotul Serghei și cumnata Antonina, care cu toții vă iubesc foarte mult și vă duc dorul. Vă spun astăzi la mulți ani cu multă sănătate. Mulțumim, mulțumim, Alina. Nanu, te iubești, te mează. Mi-e dor grozav de voi, mai ales de Artem, care încă nu l-am văzut. Îmi scuza, s-a mi-e mort. Numai bine. Mulțumesc încă o dată frumos și mă închin în fața voastră. Aveți grijă de noi. Măcar voi nu o să uitați de noi. Toate cele bune. Mulțumim frumos. Multă sănătate și ani înainte. Plângi cu 70 de ani, dar eu nu vreau la 30. Dumneavoastră, ce doriți soțului? Eu îi doresc mult, mult, tare mult sănătate. Succes la lucru, că la 70 de ani el are 8 ani după pensie, încă lucrează, 8 ani de zi. Și în fiecare zi și vesel, multă sănătate, să aibă numai bucurie, mai puțin dușmani, cum așa spun, și mulți bani, bani ca bani de sănătate. Și de mult înainte să trăiască, îi doresc încă 70, eu am 65 de el 70. Îi doresc, mama lui are acum 96 de ani. Și încă mama este. Și îi doresc și lui viață lungă, sănătate mult. Și dumneavoastră vă mulțumim frumos că ați venit la noi. Este dor grozav de Artem. I-am gătit cărșorul eu lui de mult. Iată, îi gătesc mingea, să vii să începem la stadion, să începem cu dânsul. Da. Să așteptăm. Aia să-i tată. Dar așteptăm. Noi nu l-am văzut. Cum? L-am văzut fotografii, dar nu este doar să-l vedem în realitate, fiindcă Alina s-a crescut în menile mele. Și pe timp să vreau să-l văd. La care vrem să fac nuntă, așteptăm. Da. Mulțumim frumos!